Eu credeam că nu se muncește la noi. Ba da, chiar dacă interpreții noștri nu au parte de concerte sau de evenimente private, totuși investesc timp și bani și energie în videoclipuri. Un alt videoclip plin de culoare urmează să admirăm în câteva clipe. Geda Burlacu a decis să ne surprindă tot mai mult și mai mult în acest an, după ce a reușit și organizarea unui concert, după ce și-a redescoperit pasiunea pentru pictură, dar și pentru croitorie, mai găsește timp și pentru marea ei feblețe, muzica. Așteptam de fapt încă de anul trecut lansarea acestui videoclip, dar bine că s-a întâmplat în această primăvară, pentru că avem nevoie de culoare și avem nevoie de flori. Trandafirul nostru de la Moldova, Geda Burlacu, intră chiar în aceste momente. Bună seara, draga noastră, bine ai venit! Bună seara! Ai trandafir? Tu știi că eu te-aș cuprinde și te-aș pupa. Ei, da, nu, băi, atât de dor mie de îmbrățișările cu oameni, dar ce să facem? Trebuie să respectăm. Ia loc aici. E un trandafir sau nu-i trandafir acolo? Nu știu, eu cred că e ok, cum vezi tu, aia este. Așa. Eu văd așa, doar o brodătură. Anul trecut ai început filmările, lucrările, țin minte cum tu povesteai că o să merg acolo, o să fac asta. Și în sfârșit vedem videoclipul. Într-adevăr, tu ai dreptate, a trecut ceva timp și am avut nevoie de ceva timp pentru că așa ne-a impus timpul, pentru că așa ne-au impus circumstanțele și într-adevăr l-am filmat mai mult decât de obicei am lucrat la alte videoclipuri, pentru că exact când ne-am pornit cu acest videoclip a venit și pandemia peste noi, dar eu cred că cel mai frumos lucru că în sfârșit am reușit să facem acest videoclip. Mie mi-a plăcut enorm de mult să lucrez nu doar în platourile de filmare, dar a fost o prima experiență atunci când mi s-a permis să lucrez și la montarea, exact, la montarea acestui videoclip, deci fiecare subiect, fiecare fragment din acest videoclip știu de unde se ia, care este sensul, pentru ce stă acolo în acest șir de imagini și de fapt este o istorie a covorului nostru autohton, iar toate simbolurile pe care le vezi în covor, de fapt, sunt simbolurile care ne înconjoară pe noi. Acest covor pe care o să-l vedeți în videoclip este țesut din imprimeurile, hai să spun așa, din tradițiile și secolului 18-19, sfârșitul secolului 18, secolul 19, dar sigur că poți vedea acolo și multe elemente deja contemporane. Este un covor care întruchipează în sine și muzica și versul și dansul nostru autohton și cel mai important lucru este că dacă o să vezi așa peste covor, este un simbol, o creangă așa mare care simbolizează un pod imens, frumos, peste Nistru, pentru că suntem aceiași peste tot și sigur că în partea stângă și în partea dreaptă a Nistrului. Avem acolo mulți prieteni. Exact, doar vreau să spun o frază că acest videoclip face parte din proiectul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD. Asta este un lucru foarte important. Da, și este foarte bine când mesaje politice și sociale sunt transmise prin muzică și videoclipuri, pentru că o să vorbim și despre acest lucru. Haideți să vedem Trandafir, floarea aleasă, producția semnată de Geda Burlacu, un fel de carte de vizită, nu doar a țării noastre, a neamului nostru. Trandafir, floare aleasă, oameni buni, viața-i frumoasă. Când e pace și e bine, toți mănâncă dintr-o pâine. Haideți, fete și băieți, din Cahul și de la Bălți, din Râșcan și din Ungheni, Caraclia și Briceni. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte, omenia-i lucru mare. Nu știe de hotare, hai
să jucăm, să chiuim, să nu ne mai dușmănim. Oameni harnici și voioși, la inimă buni să fim. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte. Omenia-i lucru mare, n-are chef de supărare. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte. Omenia-i lucru mare, n-are chef de supărare. Să se împace și la sârba mea să joace. Haideți, fete și flăcăi, din rezina și orhei, dondușeni și căușeni, din soroca și strășeni. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte. Omenia-i lucru mare și ajunge la fiecare. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte. Omenia-i lucru mare și ajunge la fiecare. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte. Omenia-i lucru mare, n-are chef de supărare. Hai, soră, hai, frate, împreună, nu deoparte. Omenia-i lucru mare, n-are chef de supărare. Minunat covorul ăsta și din câte îmi dau seama este un covor nou. Special? Exact, este un covor nou, gândit și țesut special pentru acest proiect care se numește Legenda Moldovei. Și dacă o să mă întrebi unde pleacă acest covor, pentru că multă lume mă întreabă și mai departe, e ce o să fie cu covorul? Este al tău? Nu. Nu este al meu personal, eu mi-am făcut o mostră mult mai mică, așa pentru mine ca și amintire despre acest proiect minunat, dar eu tare sper să ieșim reușit cu toată lumea din această pandemie și să avem un concert frumos, prezentarea acestui proiect, Legenda Moldovei, iar apoi acest covor să plece la Muzeul Etnografic din Dubăsar, din partea stângă a Nistrului. Minunat! Ai covoare moldovenești acasă? Nu prea multe vreau să-ți spun și de fapt eu nu prea am covoare acasă. Am doar un covor pe care l-a cumpărat, cred că vreo 35 de ani în urmă, mama cu bunica mea și este cel mai scump covor pentru mine. Îmi aduce aminte de bunica, de mama, de copilăria mea. Am acest covor care e țesut special pentru mine din acest proiect. Eu mi-am țesut de banii mei, deja de banii mei, mi-am țesut un covor care este exact așa, doar că unul foarte mic, exact. Și cu siguranță deja am vorbit și cu Ecaterina Popescu. Nu știu când o să se însoare și o să se mărite copiii mei, dar am să le fac cu siguranță câte un covor frumos zestre pentru fiecare din ei. Da, e foarte frumos. Și dacă înainte cumva noi asociam covor, ei, clămor, îți dă covor, nu știu cum. Acum toată lumea a început să prețuiască covoarele. Nu știu, după experiența mea, nu știu dacă se dau la morți covoare. Eu știu cu siguranță că se dau la nunți covoare. Ei, mai ales la nord. Țin minte cum la nunțile din Briceni, din Iedineț, cât de frumos, din Drochia se scot covoarele de la soacra mică pentru nașă. Și mi se pare minunat acest lucru. Să dea Domnul ca să învățăm să prețuim tot mai mult lucru manual și mesajele care sunt puse în covoare și nu doar să cumpărăm prosoape naționale, să susținem artiștii din țara noastră că au nevoie și artiștii care cântă și artiștii care creează cu lucrul mânuțelor lor.